Mulțumim foarte mult, Andreea Răsăceanu. De ce am invitat-o pe profesor dr. Mihaela Angelescu Irimia? Pentru că domnia sa a scris pentru această nouă ediție din Dorian Gray o splendidă prefață. O prefață, nu? Este introducere. Doamna profesoară nu știe cum a apărut, de-abia acum a văzut cartea. Domnia sa face o demonstrație briantă. Ce se întâmplă cu Oscar Wilde, pornind de la flamboyantul Dorian și ajungând la ternul Gray. Michi Angelescu Irimia. Mulțumesc frumos! Fiecare cuvânt și fiecare silabă pe care voi rosti, vreau să le înțelegeți drept un omagiu adus doamnei Antoaneta Radian, o mare doamnă, în fața traducerilor din literatura universală, cu precădere de expresie engleză, dar nu numai, și o mare doamnă a culturii române. Deci ce spun este un omagiu pentru această doamnă. Este vorba de capodopera lui Oscar Wilde, care, alături de diverse alte texte wildiene, a fost din capul locului problematic. Un text care a produs zguduiri de scenă, zguduiri de conștiință, zguduirea de inclusiv sistemului de judecată și instituției numită justiția, într-o epocă foarte bine așezată și foarte riguroasă pe repere morale, numită epoca victoriană. Wilde a fost un individ în afara limitelor oricărei societăți, poate mai mult în afara limitelor unei societăți de un bigotism moral imposibil. Și a plătit în cel mai grav mod cu propria viață, fără ca acest lucru să însemne în o secundă că i s-a aplicat o violență în sens fizic, dar i s-a aplicat diverse violențe de natură etică și juridică care l-au sfârșit. The Picture of Dorian Gray, mai bine decât portretul lui Dorian Gray, nu găsim un echivalent, deși este în sine o trădare, e mai curând imaginea, chipul fixat, nu neapărat portretul lui Dorian Gray, este cartea de referință, un text fundaționalist al culturii europene, un text care a lăsat efectiv urme în literatura engleză, britanică, în literatura de expresie engleză și care poate fi înțeles cu prețul culturii excepționale pe care o avea Oscar Wilde. Wilde studiase clasicii greco-latin la Oxford, The Greats. Referințele sale sunt ales la dialogurile platoniciene, la marii clasici eleni ai culturii europene. Nu numai acest lucru, dar cum spune Andrei acum o clipă, granița între viața și opera lui este giga și este sensibilă și plină de puncte prin care se migrează dintr-o parte în cealaltă foarte ușor. Wilde își făcuse de grand tour, cum spun în studiul respectiv, în, evident, Grecia, ca să vadă rădăcinile culturii noastre europene și apoi în Italia, ca să vadă reafirmarea rădăcinilor noastre în cultura de mare forță care este cultura italiană și ai căror copii suntem noi toți. În aceste repere a produs The Picture of Dorian Gray, care este un elogiu adus estetismului. Este un elogiu adus conceptului de valoare supremă ce include în sine frumosul, adevărul și binele. Orice atac asupra oricărei componente a acestui concept complex și greu de înțeles, nu mai spun de practicat, de trăit, este un atac riscant și riscant. Wilde nu a vrut să cedeze în fața impedimentelor din această lume mică și neajutorată de marea cultură și a plătit pentru acest lucru. În The Picture of Dorian Gray avem un raport greu de înțeles nou al artei cu viața, în care viața preia prerogativele artei și univers și în care ce se întâmplă la nivelul operei de artă, acel tablou făcut cu mari sacrificii, este de fapt
o admonestare la adresa noastră ca indivizi ce trăim în această lume. Arta preia suferința vieții, este supusă schimonosirii pe care o aduce vârsta și orice încercare de redresare a acestei chemări a morții este cumplită. Dorian Gray este un tânăr de o frumusețe excepțională, amintind din fundalul nostru cultural european de mari nume de acest gen, cel mai la îndemână de Antonius, care prin minunata sa apariție de efect stârnește nu doar curiozități, stârnește gelozii, produce conflicte între persoane de aleasă cultură și care este, m-am gândit în timp ce lucram la acest studiu, purtătorul unui nume simbolic. El este, mi s-a părut, Marta Dorică, un reper și un idol pentru întreaga noastră identitate culturală. Și mi s-a părut foarte interesant că numele de familie ne indică sau ne sugerează cenușiul vieții cotidiene, meschine, care nu are acces la frumusețea Elena, în cele din urmă, a conceptului suprem de bine frumos și adevărat. Orice pățește el, mi se pare că este căderea de la Dorian Gray și mi s-a părut de asemenea interesant. Vă rog să-mi scuzați această înclinație foarte speculativă care i-a făcut europene. Faptul că atât se numește Basil, care ne amintește de Basileus, deci este vorba de un nume de imperator, în orice caz de deținător al puterii, inclusiv în templul artelor, sub a cărui diriguire, ca să zic așa, are loc întâlnirea fatală, cele din urmă, cu Dorian Gray. Când veți citi această carte minunată a traducerea doamnei Radian, veți fi atrași, cum spunea și Andreea acum o clipă, de prospețimea stilului în care este redat textul Radian, de caracterul de contemporaneitate pe care are acest text scris acum de 100 și ceva de ani. Și veți înțelege de ce este un text care fondează în felul său cultura europeană și, prin extensie, literatura universală. Vă doresc o lectură plăcută!